Pentru un autoturist tip Euro 5, a cărui capacitate cilindrică nu depășește 1200 de cm cub, taxa pentru emisiile poluante va fi de 0,065 de euro pe centimetru cub. În timp ce pentru o capacitate cilindrică ce depășește 3000 de centimetri cub, nivelul taxei va fi de 0,390 de euro pe centimetru cub. Pentru autovehiculele tip Euro 4, nivelul taxei de poluare pornește de la 0,50 de euro pe centimetru cub pentru o capacitate cilindrică sub 1200 și ajunge la 2,70 de euro pe centimetru cub pentru o capacitate cilindrică mai mare de 3000, în timp ce pentru tipul Euro 3, costul este de 1,30 de euro pe centimetru cub pentru un motor cu o capacitate sub 1200 și de 7,02 euro pe centimetru cub pentru o capacitate a motorului ce depășește 3000 de centimetri cub. Cele mai mari taxe vor fi plătite pentru autovehiculele tip non Euro, respectiv 15,80 de euro pe centimetru cub pentru o capacitate cilindrică sub 1200 și de 95,10 euro pe centimetru cub pentru o capacitate mai mare de 3000 de centimetri cubi Noua lege intrată în vigoare săptămâna trecută a afectat serios numărul înmatriculărilor efectuate la Giurgiu. Dacă anul trecut, per total, au fost efectuate numai puțin de 5821 de înmatriculări, adică o medie de 110 pe săptămână, de la începutul anului acesta au fost înmatriculate doar 8 autovehicule. Parcul auto al județului Giurgiu registra la finele lui 2011 aproape 50.000 de mașini, cea mai mare parte din ele, respectiv 38.601, fiind autoturisme, categoria de vehicule cea mai tranzacționată din piața auto. Conform noilor reglementări, noua taxă se pare că va transforma foarte multe mașini în piese de schimb, ajungând în unele cazuri la de șapte ori valoarea autovehiculului. Și la Giurgiu asistăm la situații dintre cele mai hilare, pentru că sigur că nu-l mai poate vinde pentru a fi folosit ca mijloc de transport, un Giurgiu Van și-a dus autovehicul în centrul orașului. Scrin chiar pe caroserie mesaje care nu mai au nevoie de niciun comentariu.